Bună seara, bun găsit la o nouă emisiune. În această seară stăm de vorbă cu domnul Ciprian Florescu, atât în calitate de vicepreședinte PSD Gorj, vorbim și de partea politică, bineînțeles, cât și în calitate de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie. Bună seara! Sărut mâna, bună bine seara! Bine ați revenit acasă! Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o pe postul dumneavoastră de televizor. Cu drag! Autoritatea Națională pentru Cetățenie, o autoritate mai puțin cunoscută de români, pentru că, de fapt, nu orice român are treabă direct cu această instituție. Este o instituție care se adresează mai mult celor mai de departe, dar care vor să capete un contact cât mai strâns cu poporul român și cu țara noastră. Sigur că da. E o autoritate, o instituție care își desfășoară activitatea în subordinea Ministerului Justiției. O instituție care are menirea de a demara și aduce la bun sfârșit procedurile de dobândire, redobândire a cetățeniei române, pentru că sunt cazuri de acest gen, acordare, retragere sau renunțare din partea unora dintre cetățenii români care au această dorință să renunțe la cetățenia română. E într-adevăr o instituție mai puțin cunoscută românilor, pentru că ei nu sunt direct interesați de activitatea acestei instituții, însă este o instituție extrem de importantă, aș spune eu, pentru cei ce își doresc să devină cetățenii români cu drepturi depline și implicit, mai cu seamă de când România face parte din familia europeană, devine cetățean cu drepturi europene. Toate drepturile europene care derivă din ideea de a fi cetățean român și implicit cetățean al comunității europene. Sigur că activitatea este extrem de laborioasă, ținând cont de faptul că sunt foarte mulți cetățeni, și nu neapărat în perioada aceasta, ci în general, care fie au o vechime destul de mare de ședere în România, fie își dezvoltă afaceri în țara noastră, fie merg pe ideea de redobândirea cetățeniei, asta pentru că pe trunchiul matern sau patern există părinți, bunici, care odinioar erau considerați sau erau cu adevărat cetățeni români, și mă refer aici în special la cei care se află sau s-au aflat în teritoriile care au aparținut statului român și astăzi fac parte din alte țări ale Europei. Mă refer aici, sigur, la Republica Moldova, pentru că ei sunt cei mai numeroși. Ucraina, sigur că da, sunt teritorii care aparțin astăzi Ucrainei, dar nu de mult ele aparțineau statului român. Și există moși strămoși care au fost cetățeni români și care astăzi, având ca urmași nepoți, strănepoți, aceștia își doresc să redobândească cetățenia română în baza acestei legături pe care o au cu înaintașii lor altădată cetățeni români. Da, când auzi despre această autoritate pentru cetățenie, te gândești că foarte mulți români, din păcate, din nefericire, caută să primească altă cetățenie decât cea română, cea de bază. Toată lumea încearcă să găsească un trai mai bun. Este și asta o modalitate, bineînțeles, îți conferă și alte drepturi. Și așa este. Așa este. Mai cu seamă, dacă vorbim despre cetățenii care vin din zona de est, Republica Moldova, chiar Ucraina, țări nemembre ale Uniunii Europene, țări care au deziderate europene, occidentale, și care își doresc foarte mult o integrare în comunitatea europeană sau, dacă nu e posibil, o protecție europeană, o legătură cât mai strânsă și, sigur, o protecție din partea comunității europene. Sunt destul de mulți cetățeni care vin din teritoriile astăzi neaparținătoare României, dar care altădată făceau parte din harta mare a României, își doresc să vină spre autoritatea noastră și, aplicând în conformitate cu legislația existentă, aplicând pentru obținerea cetățeniei, pentru că vorbim acum despre cei care își doresc să devină cetățeni români, demarează această procedură cu sprijinul nostru, o parcurg, da capul al fine, și în momentul în care toată această procedură este finalizată cu succes, ei sunt invitați să depună jurământul față de noua patrie, față de România,
și odată cu depunerea jurământului primesc certificatul de cetățean român și implicit toate drepturile care decurg din această calitate de cetățean român și cetățean european. Doamne ajută pentru ei, sper să le fie bine, cu adevărat bine. Mai să ne grăbim toți să vedem ce decizii luăm la nivel național ca să nu ne anexeze Putin și pe noi și atunci să vezi dobândiri de cetățenii prin alte părți. Este puțin probabil, sigur, tristă. Că da. Este o glumă tristă, mai cu seamă că în acest context militar, geopolitic, România este un element extrem de important în strategia care se aplică în această zonă de est a Europei. O zonă care interferează destul de bine cu ceea ce înseamnă țările non-europene, să zic, sau non-comunitate europeană. Republica Moldova, Ucraina sunt state care și-au dorit, își doresc în continuare o apartenență la Uniunea Europeană. Din nefericire, lucrurile nu sunt chiar atât de simplu de realizat. Știm foarte bine și România a avut mult de tras sau mult de împins să îndeplinească foarte multe condiții pentru a putea să devină o țară membră cu drepturi depline în Uniunea Europeană. Discutabilă această exprimare cu drepturi depline, pentru că da, noi suntem mai mult piață de desfacere, suntem masă de manevră, suntem, din păcate, la cheremul altora. Și aici ajungem la partea politică a discuției pe care vreau să o purtăm, pentru că e foarte dureros să te uiți în jurul tău, să vezi că oamenii trec prin momente foarte grele și mă refer acum la români. Ucraina e cu partea ei, Doamne ajută, repet, pentru toată lumea, sper să fie cât de curând liniște și pace pentru absolut toți, numai că trebuie să ne canalizăm atenția și spre partea noastră. Românii trebuie să-și vadă și de viața lor. Cei mai mulți români au o viață foarte grea și oamenii politici nu par a acorda atenția cuvenită decât afacerilor lor. E tragic ceea ce se întâmplă în România, vedem cu toții aceste lucruri și așteptăm mai mult, așteptăm mai mult, așteptăm să vedem cetățenii români ajutați. Să știți că am auzit această idee foarte des în ultima perioadă, mai ales în momentul în care au fost demarate acțiuni de întrajutorare vis-a-vis de cetățenii ucrainieni care trec printr-o perioadă extrem de dificilă a vieții lor și a vieții țărilor. Pentru că tot ceea ce se întâmplă în partea de est, sigur că afectează în mod direct Ucraina, dar într-un oarecare fel afectează și țara noastră și Republica Moldova, țări care nu sunt neapărat implicate în acest conflict militar. Sigur, România are un alt statut față de Republica Moldova. Comparativ discutând, România este țară membră NATO. Protecția în ceea ce privește integritatea teritorială a României este alta față de ceea ce se întâmplă cu Republica Moldova sau cu Ucraina. Sigur că tot ceea ce trăim astăzi cred că putea fi evitat la un anumit moment, însă dorințele, gândurile politicienilor din alte state nu sunt întotdeauna cele mai reușite atunci când vorbim despre pacea, liniștea și bunăstarea cetățenilor pe care îi conduc. Acum, România, sigur că da, este o țară de limită, să zicem, sau o țară de graniță, atât a structurilor nord-atlantice militare, cât și a Uniunii Europene. Și din această perspectivă, cel puțin, România trebuie să joace un rol extrem de important și în această criză este europeană, dar și în ceea ce înseamnă dezvoltarea relațiilor economice, militare sau de altă natură cu statele membre pe de o parte, dar și cu alte state nemembre, pentru că și România, ca și alte state occidentale, este deschisă diferitelor tratate sau diferitelor înțelegeri între România și alte zone pe, evident, criterii care pot duce la un moment dat la îmbunătățirea vieții sau la dezvoltarea economică a României. Sigur că da, putem să discutăm despre ceea ce se întâmplă și despre cum ne afectează pe noi conflictul din Est. Putem însă să spunem, revenind la introducere pe care ați făcut-o dumneavoastră, întrebării pe care mi-ați adresat-o, politicienii la acest moment sunt interesați întâi de toate de a crea o stabilitate din toate punctele de vedere în acest focar extrem de fierbinte din zona Europei. Pe de altă parte, iarăși legat de ceea ce spuneați dumneavoastră la începutul întrebării,
Da, ar trebui mult mai multă atenție asupra românilor, pentru că până la urmă pe noi asta ne interesează, soarta românilor. Și da, sunt foarte mulți români care nu o duc bine, care o duc greu, trăiesc de pe o zi pe alta. Tocmai de aceea și Partidul Social Democrat, și aici intrăm un pic în zona politică, ideologică, să zicem, sau doctrinară, Partidul Social Democrat și-a asumat la un moment dat intrarea la guvernare alături de Partidul Național Liberal, tocmai pentru a încerca să mai repare din acele nedreptăți care s-au creat în ultima perioadă din partea guvernărilor de dreapta. Spuneam că am auzit foarte des în ultima perioadă ideea, uite mă frate, ne uităm atât de atent și facem atât de multe pentru cetățenii ucrainieni și pierd românii, sunt uitați românii. Poate că era nevoie de o astfel de întâmplare, poate că era nevoie de o astfel de trăire pe care o parcurgem cu toții, pentru că eu sunt obișnuit să văd și partea plină a paharului și starea bună a lucrurilor dintr-un astfel de eveniment nefericit. România dovedește și românii, în special, dovedesc că în astfel de momente sunt capabili să facă front comun și să meargă umăr la umăr, mână în mână, pentru a-și atinge un obiectiv, un țel, un deziderat legat de ajutorarea celor ce sunt în imposibilitatea de a-și desfășura viața în condiții normale. Da, astăzi vorbim despre ajutor, iertați-mă și o să închei foarte repede, astăzi vorbim, sigur că da, despre ajutorul pe care îl acordăm cetățenilor ucrainieni. Îmi doresc foarte mult ca mâine să vedem aceiași cetățeni români porniți cu tot sufletul și cu inima largă spre a-i ajuta pe vecinii noștri să se uite și spre nevoile celor care trăiesc de ani de zile în România și sunt cetățeni români. Pentru că, da, politicienii sunt primii care trebuie să facă legi de protecție, de dezvoltare. Politicienii sunt cei care trebuie să administreze așa cum se cuvine soarta țării, dar în aceeași măsură și astfel de organizații, asociații care astăzi le-am văzut foarte active pot să vină alături de clasa politică și să sprijine cetățenii care au nevoie. Și aici, sigur, mă refer în special la cei care, deși sunt într-o zonă de protecție a statului român, pot să beneficieze și de aportul acestor oameni de suflet, oameni de bine care au disponibilitatea prin diferite entități pe care și le-au creat să aducă un plus care să îndulcească viața celor ce au nevoie de acest dulce, de această chestiune care poate pentru cei care au șansa să-și ducă o viață normală nu înseamnă foarte mult. Da. Dar știți la fel de bine ca mine, poate chiar mai bine decât mine, că un mărunțiș pentru un cetățean care n-are nevoi majore, poate să însemne enorm de mult pentru are un cetățean valoare. Care, sigur că da, trăiește din greu. Da. E foarte bine, e lăudabilă inițiativa și acest spirit de solidaritate de care au dat dovadă așa românii. Este. E foarte frumos că s-a întâmplat așa și reacția a fost cu adevărat emoționantă. Dar mă gândesc și la oamenii din multe zile de bătrâni. Mă gândesc la oamenii din spitale. Mă gândesc la faptul că s-au găsit două femei în România care au făcut un spital pentru copiii bolnavi de cancer. Pentru că statul român n-a reușit să investească într-un spital de stat ca lumea în așa fel încât să poți să îți duci copilul acolo să-l tratezi. Mă gândesc la toate problemele din multe saloane, din unitățile medicale din România, nu vorbesc doar de o zonă, cam peste tot, unde nu s-au făcut investiții și e nevoie. Mă mai gândesc chiar și la alocația de hrană pe care bolnavii de cancer o primesc, la ajutoarele sociale care sunt așa cum sunt, chiar la alocația copiilor noștri, unde nu s-au mai pus 5 lei. Da? Pe contextul facturilor mărite și așa mai departe, prețurile toate mărite. Toate aceste lucruri adunate ne dau o altă Românie, o altă imagine. Ce este? O dublă măsură. E foarte bine că i-am ajutat pe oamenii aceștia, dar trebuie ca toată clasa politică din România să-și îndrepte atenția și spre noi. Pentru că, uite, vorbim de politică acum, mie mi se pare că deja campania a început. Nu-i rău că a început campania, pentru că oamenii politici asta trebuie să facă, să fie într-o continuă campanie. În același timp, mi se pare că e o bătaie pe funcții. Ciuma Roșie cu partidul meu s-au amestecat și au dat mâna în scopuri recunoscute pentru a ajuta
merge mai departe, a deblocat situația, însă poate fi privită povestea asta și ca o luptă după funcții. Pentru că atât de multe schimbări vezi dintr-o barcă în alta, încât trage o anumită concluzie. Da, acum plecând de la ideea că în România clasa politică este stigmatizată și indiferent de ce s-ar face bun, societatea românească are mult venin. Păi dați-ne exemple mai multe politice. De bune ca să... Nu, și nu încerc să pun într-o imagine favorabilă clasa politică, Doamne ferește. Din potrivă, poporul român este pe deplin justificat în atitudinile sale vis-a-vis de acțiunile clasei politice. Clasa politică așa este de când ne știm și probabil va mai trece multă vreme până când populația României va începe să recapete încredere în clasa politică. Să știți că nu se întâmplă lucrul ăsta numai la noi. Peste tot în lume, clasa politică este una din, sau unul din segmentele profesionale, pentru că mai puțin la noi, dar în zonele civilizate, a fi politician chiar reprezintă o profesie. Și acolo, și la noi, clasa politică are cel mai scăzut grad de încredere din partea societății, din partea comunităților. Pe undeva este firesc. Sigur că, nu știu, poate nu e cel mai important lucru pentru politicieni să se zbată, să obțină încrederea cetățenilor. Cel mai important lucru ar fi să vină cu măsuri care să sprijine populația, care să miște lucrurile în sensul în care fiecare cetățean român să simtă că într-adevăr actul de guvernare este unul pozitiv. Omul tot trebuie ceea să ceea trăiască mai bine ca să aibă încredere sigur, în politicieni. Sigur că da. Și aici este discutabil, doamnă, și vă dau câteva exemple. Sigur, acum o să fiu acuzat de subiectivism, pe bună dreptate probabil, pentru că eu vorbesc despre Partidul Social Democrat. Când vorbesc despre alte formațiuni politice, greu reușesc să găsesc câteva elemente pozitive de care să mă leg. Deși există și ele. Partidul Social Democrat de fiecare dată când a venit la guvernare a venit în situații de criză. Să ne aducem aminte, criza financiară, perioada 2008-2010, PSD-ul a venit în 2012, a arătat că se poate majora și salariul minim pe economie, a arătat că se poate majora și alocația, a arătat că se pot face și investiții. Au fost 4 ani de guvernare foarte bună, solidă, sănătoasă, cu un program de guvernare atins aproape în proporție de 80%. Nu a fost bine, la alegerile următoare românii și-au dorit altceva și a venit altceva. Ne aflăm astăzi în 2022. Au fost 2 ani și ceva, dacă nu mă înșel, de guvernare de dreapta. Iarăși a venit Partidul Social Democrat într-un moment extrem de dificil, într-un moment în care se anunțau criză economică, criză politică, iată, a venit și această criză militară care, sub o formă sau alta, ne influențează și pe noi și ne-am asumat încă o dată intrarea la guvernare. Nu, Partidul Social Democrat, din capul locului, să ne înțelegem, nu este zâna zorilor, nu este albă ca zăpada în politica românească. Este, ca și celelalte formațiuni politice, un partid care are niște obiective. Însă, mi-e greu să înțeleg de ce Partidul Social Democrat este considerat ciuma roșie. Și aici o să putem să discutăm și sociologic, dacă vreți. Un mesaj aruncat la un moment oportun și transmis într-o anumită rețea, tocmai pentru a prinde rădăcini, poate, iată, să influențeze extrem de mult o mare parte din societatea românească. Devine Dar etichetă. Asta e, sigur că da, devine etichetă, ca și cu plăcuța suedeză. Totul e să vinzi acel Românul slogan sau acea, da, acea supărare transformată într-o zicere, care prinde foarte, foarte ușor. Ei, iată că până la urmă s-a dovedit că fără Partidul Social Democrat și fără măsurile Partidului Social Democrat, România risca să ajungă într-o zonă extrem de dificilă din toate punctele de vedere. Și atunci, ce a făcut Partidul Social Democrat? În ciuda tuturor săgeților venite dinspre alte zone ale politicului, și-a asumat intrarea la guvernare alături de ei. Hai să nu-i spunem inamici, că sună urât, mai ales contextul în care ne aflăm nu e cel mai sănătos. Adversarii politici numărul 1, da? Partidul Național Liberal. Cei mai puțin prieteni. Cei mai puțin prieteni, sigur că da. Deși, dacă stăm să facem o analiză de-a lungul istoriei post-decembriste în România, sunt ultimele formațiuni politice relativ serioase și solide în comparație cu ceea ce a apărut
în ultima vreme. Pentru că am avut experiența USR-ului, am văzut cu toții, au avut ocazia să demonstreze, fiind la guvernare o perioadă, e adevărat, scurtă, dar suficientă cât să poată să dovedească bună credință, și-au dat cu stângul în dreptul de fiecare dată când au avut ocazia și mai mult decât atât și când nu li s-a oferit ocazia, ei tot asta au făcut. E bine, iată, nu este suficient să vii cu slogan în fața oamenilor și să vorbești despre o clasă politică fără penal, despre o administrație sănătoasă fără penal, pentru că s-a dovedit că unii din cei mai mari erau chiar în zona lor. Acum, s-a mai întâmplat în România, și nu numai în România, dar acum vorbim strict despre țara noastră, s-a mai întâmplat o astfel de conviețuire politică la nivel de arc guvernamental între stânga și dreapta. Mai cu seamă că astăzi este destul de greu să identifici doctrine și ideologii pe eșichierul politic românesc. PSD-ul când guvernează vine cu măsuri de dreapta, haideți să vedem perioada de guvernare Victor Ponta. PNL-ul când vine guvernează aplică măsuri de stânga, pentru că ele sunt necesare și ele cumva interferează dacă vrei într-adevăr să vii cu o rezultantă pozitivă pentru viața și pentru dezvoltarea economică a țării. Același lucru se întâmplă și acum și toată înșiruirea pe care dumneavoastră ați prezentat-o mai devreme, cât se poate de corectă, cât se poate de plauzibilă, face parte dintr-un proiect pe termen scurt al Partidului Social Democrat și nu numai la nivel declarativ, ci și faptic. Ați vorbit despre creșterea alocațiilor copiilor și Partidul Social Democrat s-a bătut și se bate în continuare pentru acest lucru și au fost majorate alocațiile în ultima perioadă și urmează să se vină cu un nou procent de majorare. Am vorbit despre majorarea salariului minim, ați vorbit despre investițiile în sistemul medical. E adevărat, politicienii până astăzi sau administrația, guvernanții, n-au reușit să construiască niciun spital de stat așa cum trebuie. Dar nu s-a investit nici în cele existente. Există un caz celebru deja, atât de celebru că nu mi-amintesc acum locația, o localitate mică oricum în comparație cu reședințele de județ unde ar trebui să existe o unitate medicală puternică, dar prin fonduri publice a fost construit acest spital. Însă haideți să vorbim despre spitalul județean de urgență de la Târgu Jiu. Facem o scurtă pauză și revenim, pentru că e un subiect în care nu vreau să intrăm așa rapid, vreau să discutăm mai mult. Totuși. Sigur că da. Ne-am întors să stăm de vorbă cu domnul Ciprian Florescu în calitate de vicepreședinte al PSD Gorj și în calitate de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie. Am vorbit noi mai puțin despre partea cu cetățenia, pentru că eu cred că toți care ne uităm la emisiunea asta avem cetățenia. Discutăm despre partea politică. În prima parte a emisiunii discutam despre Spitalul Județean. Un spital în care ar trebui investit foarte mult. Un spital în care s-a investit foarte mult. Și mai trebuie investit. Și sigur că da, mai trebuie investit. Pot să vă spun lucrul acesta pentru că o primă parte a investițiilor de care a avut, de care a beneficiat Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, aflat în administrare sau în subordinea Consiliului Județean, în acea perioadă eu eram chiar vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj și știam foarte bine ce se dorește, ce trebuie să se facă și ce s-a făcut. Și vreau să vă spun că Spitalul Județean, cu toate cele trei corpuri ale sale, din Progresului, de sub Pasarele sau de pe Tudor Vladimirescu, a beneficiat în ultima perioadă, în ultimii ani, de investiții majore. Fie că ele au fost realizate pe fonduri europene, fie că ele au fost realizate pe bugetul Consiliului Județean. Și am să vă dau câteva exemple ca să nu vorbim așa, iurea și lumea să ne acuze că doar spunem povești, desenăm floricele fără a veni cu certitudini palpabile, vizibile. Pe vremea când eram vicepreședinte al Consiliului Județean, președinte era la acel moment domnul Ion Călinoiu, a fost primul, haideți să-l numim, luptător, susținător, foarte corect spus, al actului medical. A fost primul om care într-adevăr a investit masiv, sigur, în primă parte cu sprijinul fondurilor europene și mi-aduc aminte la vremea respectivă un proiect extrem de curajos, extrem de amplu, a fost cel de reabilitare și modernizare a ambulatoriului din Spitalul Județean, în zona policlinică pe Progresului. Atunci, în afară de faptul că s-a reabilitat, s-a reamenajat spațiul respectiv, s-a venit și cu foarte multe elemente
care țin de tehnica medicală, aparatură medicală și așa mai departe. A fost vorba de milioane de euro. Sigur că milioane de euro, sigur, de-a lungul timpului. Acest proces de modernizare, de aducere de noi și noi tehnici medicale și aparatură medicală a continuat și sub mandatele actualului președinte al Consiliului Județean, domnul Cosmin Popescu, și vreau să vă spun că foarte multe secții beneficiază de aceste investiții și astăzi arată cu totul și cu totul altfel decât arătau acum, să spunem, 20 de ani. Sunt foarte multe de făcut, e adevărat. Ceea ce este îmbucurător este faptul că alături de administrație, alături de Consiliul Județean Gorj, au venit și oameni de afaceri. Să știți că sunt asociații ale oamenilor de afaceri de la nivelul municipiului Târgu Jiu sau județului Gorj care și-au arătat disponibilitatea și mai mult decât atât au venit și au investit în saloane, în rezerve, în anumite secții ale Spitalului Județean. Sigur că da. Asta a dovedit că până la urmă, atunci când se dorește, administrația poate să-și dea mâna foarte ușor cu zona afaceriștilor, să zicem, antreprenorilor, celor care au alte afaceri decât actul medical și această coagularea forțelor și din punct de vedere administrativ și din punct de vedere financiar poate să ducă la rezultate extraordinare. Astăzi, dacă mergem în corpul Spitalului Județean de pe Tudor Vladimirescu, vedem că este în plin proces de reabilitare și modernizare o foarte mare zonă din acest corp. Deci iată că investiții se fac. Acum, sigur, noi am vorbit despre județul Gorj. Sunt alte județe unde nu putem noi să vorbim că nu știm toate detaliile, însă anticipez cumva intervenția dumneavoastră imediată și o să spun, din nefericire, oamenii se uită la televizor și văd știri în continuare cu spitale care ard, cu pacienți care mor pe holuri în așteptare, cu acte medicale condiționate de diferite avantaje și așa mai departe. Și aici, iarăși sunt nevoit să punctez, Partidul Social Democrat s-a bătut foarte mult prin politicile sale legate de sistemul medical și a reușit o majorare consistentă a veniturilor medicilor și a cadrelor care activează în spitalele din România. Vorbesc de zona publică. De aici încolo, sigur că mai puțin mai poate să facă politicul. Aici mai intervine și conștiința celui care lucrează în sistemul respectiv. Asta cu siguranță. N-ați anticipat chiar tot, că mă mai gândeam la ceva. Mă gândeam că dumneavoastră știți aveți... cum este. E foarte greu să pătrunzi în mintea unei femei. Așa cu siguranță. Cu siguranță. Mă gândeam că sunteți vicepreședintele această Autoritate Națională pentru Cetățenie și aveți rang de subsecretar de stat în Ministerul Justiției, un minister la care mă gândesc eu că ar trebui puse cumva în mișcare lucrurile, pentru că apropo de spitale despre care discutam mai devreme, foarte mult din salariile românilor merg pe partea de cotizație la stat, la sănătate. Da? Acest fond de sănătate gestionat de CNAS și de Ministerul Sănătății ar trebui să se vadă cu adevărat în ceea ce înseamnă actul medical din România. E bine că oamenii de afaceri plusează și aduc și îmbunătățesc situația pe alocuri, dar nu e normal să facă mămicile chetă pe un grup de Facebook ca să cumpere sau să investească într-un salon. Doamne ajută că se întâmplă, ne ajutăm pe noi cu siguranță, dar noi plătim bani din salariile noastre. Acolo au mers banii noștri ani de zile și cu siguranță știm toți că dacă mergem să facem o ecografie, de obicei o facem la privat. Dacă mergem să facem o injecție, de obicei o facem la privat. Dacă vrem investigații amănunțite și de care să fim siguri că se fac în regulă, din păcate, în foarte multe județe din țară, mergem la privat. Doamne Evulescu, ați punctat foarte bine. Există în acest moment alternativa privatului, sistemului medical privat. Dar nu e normal să fie așa. Țară civilizată. Trebuie să te poți baza pe banii pe care aici, tu i-ai dat la contribuții. Trebuie să accentuăm această chestiune. Eu, dumneavoastră, colegii dumneavoastră, cei care ne filmează sau cei care, știu eu, fac regia emisiei, fiecare dintre cei care sunt angajați undeva cotizează. Cotizează în permanență și, în general, pe toată perioada beneficiază vieților în muncă, în câmpul muncii, cotizează către sistemul de stat, sistemul medical și nu beneficiază. Eu am cotizat timp de, să zicem, 20 de ani până astăzi. Mâine, dacă mă duc în sistemul public medical,
S-ar putea să fiu nevoit. S-ar putea să fiu nevoit să îmi cumpăr o fașă, să îmi cumpăr un piramidon, să îmi cumpăr un algocalmin și așa mai departe. Ceea ce sigur că nu este în regulă. E foarte adevărat. Aici trebuie ruptă puțin, cumva fracturată ideea că suntem nevoiți să mergem la privat. De regulă, la privat se duc cei care au dare de mână. Nu, de regulă se duc oameni disperați, pentru că alegerea privatului nu vine dintr-o dorință neapărat de a fi tratat mai bine, moral sau la modul acesta de discuție. Eu știu, nu știu dacă suntem dispuși amândoi să discutăm și să devină publică discuția noastră ce se întâmplă astăzi în sistemul medical public sau de ce se duc românii spre zona de medicină privată. Oamenii au garanția că acolo se duc, plătesc pe factură cu chitanță, primesc chitanță și beneficiază de un serviciu medical de calitate, fără să mai fie nevoiți să aducă alte și alte aporturi financiare unitatea respectivă. Nu vor să dea șpagă, de acord. Eu n-am de ce ascunde că nu e problema mea chestia asta. Alții ar trebui să verifice lucrurile astea dacă ele se întâmplă. Și cu siguranță se întâmplă, hai să fim serioși. Eu cred că se duc oamenii la privat, pentru că un ecograf, de exemplu, îl găsești de o calitate și o rezoluție mult mai bună la privat. Ecograful, dacă el există în spital, este un model foarte vechi, la care nu mai vezi nimic. Și atunci, investigațiile amănunțite și cu aparatură performantă, tot în zona privatului. Să știți că am curajul să vă contrazic într-o oarecare măsură, pentru că sunt spitale, și iarăși revin la ceea ce se întâmplă la Târgu Jiu, sunt unități medicale în județul Gorj care beneficiază de aparatură și de tehnică medicală foarte avansată. Păi uitați, exact cum v-ați exprimat. Sunt unități. Nu sunt toate. Nu toate, e adevărat. Unități. Spitalul județean din Târgu Jiu beneficiază de foarte, foarte multe aparate moderne. Dar și motrenii. Unele, de exemplu, unele poate chiar de ultimă generație. Ei nu beneficiază de acest Târgu Cărbunești. Spitalul de la Târgu Cărbunești de asemenea beneficiază de aparatură și tehnică medicală foarte avansată. Aici vorbim despre două componente în desfășurarea actului medical. Vorbim de latura aparatură și tehnică medicală și vorbim de pregătirea profesională a celor ce lucrează cu tehnica și cu aparatura. Management și personalul medicală. De execuție, medici. Exact. Ei, în momentul în care tehnica, aparatura medicală performantă este bine gestionată și mânuită de un cadru medical specializat și în permanență pus la punct cu ceea ce înseamnă aceste proceduri avansate, atunci rezultă un act medical de calitate. Atunci când una dintre cele două componente scârție, evident, și actul medical. Și a fost spitalul. Sper să mă fi făcut înțeles. Da, cu siguranță. Fiecare om are... Eu aș vedea puțin... Sigur, nu sunt de specialitate, iertați-mă. Nu am activat niciodată și nici nu mai am timp să mai activez în domeniul medical. Dar văd, ascult oameni, vin oameni către mine și se plâng. Vin de ani de zile, nu de ieri de azi. Și îmi spun, acolo se întâmplă aia. Un lucru este cert. E bine că există această alternativă, zona medicală sau sistemul medical privat. E bine că și pentru acest spectru, să zicem, vin ca un ajutor acele, cum se numesc, agenții de asigurare sau societăți de asigurare, care vin și îți dau cumva, îți asigură o facilitare printr-o cotizație evidentă alternativă la sistemul public. Înseamnă plus, sigur că da, înseamnă un plus. Dar mi-aș dori foarte mult ca banii care sunt cotizați de fiecare dintre noi pentru sistemul public, pentru dezvoltare, pentru extindere, pentru îmbunătățirea actului medical public, acești bani să fie folosiți așa cum trebuie. Asta și din fericire, de când a intrat PSD-ul la guvernare, avem un om în sfârșit de foarte bună calitate și priceput din toate punctele de vedere atunci când vorbim de actul medical, îl avem în poziția de ministru al sănătății. Vorbesc evident de profesorul Rafila. Un om care, dincolo de faptul că a fost cooptat de Partidul Social Democrat și a fost creat ca om politic, domnia sa întâi de toate este un specialist. Un specialist recunoscut la nivel mondial, pentru că nu degeaba, nu întâmplător, este reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății în România. L-am văzut cum a intervenit și în situațiile, în criza aceasta generată de COVID. L-am văzut cum a intervenit în tot ceea ce a însemnat
întâmplări nefericite în ultima perioadă în sistemul medical și am convingerea că prin modul în care domnia sa gestionează Ministerul Sănătății poate să ajusteze acolo unde este nevoie elementele care nu fac cinste sistemului medical public și mai mult decât atât îmi doresc foarte mult de la domnia sa o implicare mult mai adâncă în ceea ce înseamnă gestionarea fondurilor de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care sigur are un anumit statut. CNAS-ul, știm cu toții, gestionează banii contribuabililor într-o anumită direcție, dar într-o colaborare strânsă cu Ministrul Sănătății, cred că se pot face lucruri bune. Inclusiv să vorbim mâine, poimâine de construirea de noi spitale. O discuție care, sigur, poate să nască la un moment dat și un pui de controversă, pentru că mulți stau și se întreabă ce e mai bine, să construim un spital de la zero sau să modernizăm ceea ce avem. E o discuție pe care doar cei din domeniu pot s-o ducă la o lămurire. Cam așa ar trebui specialiștii să decide aceste lucruri. Sigur că da. În ceea ce privește PSD Gorj, e o perioadă în care vă înmulțiți, vin primarii spre PSD Gorj, bănuiesc că se întâmplă la fel și în alte județe, la alte organizații. Nu e un lucru rău, numai că e trist că se întâmplă așa, pentru că acești primari vin spre PSD și devin sau capătă, să zicem, titulatura de traseiși politici, numai că oamenii au dreptate în felul lor. E, din păcate, repet, tristă situația că dacă vrei să faci o investiție, ai nevoie de o susținere politică. Normal ar fi ca toată lumea să pună problema comunității, nu a culorii politice. Oamenii beneficiază de aceste fonduri, nu neapărat primarul respectiv personal. Sper că în multe cazuri se întâmplă așa, deși mai avem știri. Este adevărat, s-a împământenit așa oarecum ideea că un primar nu poate să-și facă treaba și nu poate să-și dezvolte comunitatea dacă nu face parte din partidul aflat la guvernare. Este parțial adevărat, să știți. Păi mă gândesc că e foarte adevărat că altfel nu vă mai veneau primari și așa se întâmplă de fiecare dată și e trist. Foarte mulți primari, să știți că și-au rezolvat problemele din comunitate accesând fonduri europene masiv pe diferite proiecte, pe diferite axe. Eu vă spun, Partidul Social Democrat era la guvernare și primari de altă culoare politică beneficiau pe de-o parte de banii care veneau de la bugetul de stat, pe de altă parte își dezvoltau comunitatea în baza proiectelor finanțate nerambursabil de Comisia Europeană. Ca atare, contează foarte mult să fii un primar dibace și un gospodar desăvârșit ca să poți să-ți dezvolți comunitatea. Dacă stai doar cu mâna întinsă, și aici nu vreau să se supere domnii primari sau doamnele primărițe pe mine, dar știu foarte bine și dânsi ce vorbesc eu, nu este suficient să stai cu mâna întinsă. Aștepți o rectificare, pentru că ai anumite goluri în bugetul local pe care nu le poți acoperi decât printr-o rectificare. Dar în momentul în care ți se constituie bugetul, știi foarte bine ce ai de făcut, ce poți să dezvolți din secțiunea de dezvoltare de pe bugetul pe care l-ai primit sau pe care ți l-ai constituit și cu sprijinul statului și vii plus cu proiecte care au menirea să-ți dezvolte comunitatea pe bani, repet, nerambursabili. Sigur, există mai multe variante. Există și varianta creditelor, există depinde fel de primar, și fel de instrumente financiare. Aici revenim. Un primar gospodar se descurcă și atunci când nu este la guvernare. Acum, moda asta de a veni spre un partid sau altul nu e de ieri de azi și probabil nu va ține numai până mâine. Probabil va mai dura mult. Siguranță, e un lanț. Asta, pe de o parte, este real ceea ce spuneți dumneavoastră, atunci când faci parte dintr-un partid care nici măcar nu a intrat în Parlamentul României, consideri că este puțin probabil să te sprijine cineva, deși o să vin cu un contraargument și aici colegii liberali din Consiliul Județean probabil vor sări și mă vor acuza, dar nu au absolut niciun argument. Știu de pe vremea când eram vicepreședinte la Consiliul Județean, atunci când se fac alocări bugetare dinspre Consiliul Județean spre primăriile din județul Gorj sau atunci când se fac rectificări de către Consiliul Județean special pentru unitățile administrativ-teritoriale, există niște formule. Nici Ion Călinoiu, nici Cosmin Popescu și vorbesc de cei doi președinți pe care i-am prins eu ca vicepreședinte, nu au împărțit banii
știu eu, pe criterii politice, ba de multe ori veți vedea și aveți posibilitatea să verificați ceea ce spun eu, primari de ai Partidului Social Democrat sunt mai nemulțumiți de banii pe care i-au primit decât cei din Partidul Național Liberal sau de altă culoare politică, culmea de la un președinte de Consiliu Județean PSD. Sunt declarații politice care au menirea să mai tulbure apele sau să mai arate cât de răi sunt PSD-iștii și în special o parte din consilierii județeni cu state vechi în Consiliul Județean acuză președintele că face împărțiri pe criterii politice. Nu, nu sunt împărțiri pe criterii politice, sunt împărțiri pe niște formule, formule supervizate de Ministerul Finanțelor prin Direcția Generală de la Gorj. Așa se întâmplă în fiecare județ și banii care vin, sigur, sunt folosiți. Unii pentru drumuri, unii pentru funcționare, pentru dezvoltarea rețelei rutiere, să zicem, asta pe zona de dezvoltare, alții pentru zona de funcționare. Una peste alta, eu zic că e suficient să încheiem această idee exact cu ceea ce începusem. Dacă primarul este gospodar, se poate descurca. El nu vine neapărat spre partidele de la guvernare pentru a obține mai mulți bani. Poate vine pentru a se bucura de un lobby pe undeva pe la vreun minister pentru vreun proiect pe care l-a lansat pe un plan de dezvoltare națională, așa cum au fost PNDL-urile de-a lungul timpului sau cum este acum celebrul deja Angel Salini. E un proiect care sperăm noi că va mai stinge din nemulțumirile primarilor de unități administrativ-teritoriale și va deschide noi șantiere atât în UAT-urile din Gorj, sigur, cât în întreaga țară. Și aici, sigur că primarii, pe bună dreptate, zic, bă, dacă eu am înaintat 3 proiecte pe Angel Salini, dacă nu sunt din partidul ăla, s-ar putea să n-am șanse să-mi treacă. Emoții. Au emoții. Dar și aici, vă spun, e vorba de eligibilitate. Eligibilitatea nu stabilește nici partidul, nici președintele de Consiliu Județean. Eligibilitatea este generată de criteriile respectate atunci când vine vorba să aplici pentru un anumit proiect. Da, dar e altceva când te duci la București ca și primar contează și te foarte duci la colegii mult, tăi, cum e? La partidul tău. Despre asta este vorba. Contează foarte mult să vină un secretar de stat sau să te ia de mână și un, să-ți deschidă niște un parlamentar să zică hai că mergem la ministru cutare să vedem ce ne zice sau la directorul direcției generale din nu știu ce minister. Hai să vedem că poate ne dă niște detalii. Poate că nu stai foarte bine la capitolul eligibilitate și mai trebuie ceva. Sau măcar hai să vedem la ce stadiu este lucrarea respectivă. Contează enorm, contează foarte mult și aici sigur e de datoria noastră a tuturor celor care suntem angrenați în fenomenul politic să dăm sprijin primarilor. Atâta vreme cât am fost secretar de stat în fie la Ministerul de Interne, fie la guvern, atâta vreme cât am fost prefect de Gorj, o mulțime de primari veneau spre mine și mergeam cu ei, fie că era vorba de Ministerul Culturii, fie că era vorba de Ministerul Dezvoltării, fie că era vorba de, nu știu, Ministerul de Finanțe și așa mai departe. Foarte mulți primari din județul Gorj au mers împreună cu mine la, nu știu dacă sunt 3-4 miniștri din guvernul respectiv pe care eu să nu-i fi vizitat cu un primar din Gorj, tocmai în ideea de a le rezolva problema sau de a le lămuri anumite idei care nu erau foarte bine conturate în mintea lor de primari care au menirea de a dezvolta o comunitate. De aia sunt votați de cetățeni. Probabil asta e cea mai importantă parte din activitatea unui om politic, partea de cu lobby, siguranță, da. Pentru siguranță, că da. Trebuie să deschidem ușile. Oamenii așteaptă investiții, dar aceste investiții vin de cele mai multe ori pe cale umană, de la o discuție, de la o susținere sinceră a proiectelor dintr-o anumită zonă, pentru că cine se știe cel mai bine care sunt problemele oamenilor? Unde nu este o toaletă la o școală? Primarul știe. Dacă vine și le ia de mână un ministru, un secretar de stat, un vicepreședinte sau un președinte de Consiliul Județean, asta este cea mai importantă susținere pe care așa o poate este acorda comunității respective. Așa este și aici ar trebui arătați cu degetul cei care nu fac acest lucru, cei care sunt în funcții înalte și nu ajută primarii hermetici, din județul respectiv. Hermetici, da, acolo. Pentru că sunt și astfel de oameni, să știți. Sunt și astfel de oameni care primesc de la partidul propriu o funcție înaltă, bună, cu statut serios, și care la un moment dat întorc spatele colegilor de partid și zic că eu am alte treburi. Nu este chiar așa. Eu mi-aduc aminte, am mers culmea să intervin la dita mai consilierul de stat în guvernul României. Inițial am fost la premierul de atunci, eu eram prefect.
să mă zbat pentru stadion, pentru finalizarea ultimilor lucrări la stadionul municipal. Cineva mi-a spus, nu tu ești cel care trebuie să vină aici. Alții sunt cei care trebuie să se zbată pentru stadion. Treaba ta este alta. Noi, dar stați un pic, sunt prefectul județului. E adevărat, la vremea aia eram un alt funcționar public, nu demnitar ca astăzi. Dar eu am ajuns pe poziția de prefect datorită muncii colegilor mei din partid, datorită voturilor pe care le-a primit partidul din partea cetățenilor. Păi cetățenii din municipiul Târgu Jiu vor să se finalizeze stadionul. Adică și percepția de la București vis-a-vis de cei din provincie este un pic alta. Pare rău să spun lucrul ăsta. Dacă n-am fi noi interfața dintre județe, dintre provincie și administrația centrală, probabil că multe lucruri nu ar decurge așa cum trebuie. Dar vă repet, ăsta e scopul nostru și ăsta e rolul nostru al celor care am ajuns în anumite funcții în administrația centrală, pe votul cetățenilor și pe sprijinul primarilor din județul respectiv. Trebuie să ne zbatem pentru ei și să vedem că în urma noastră crește o școală, înflorește o creșă, se consolidează o pasarelă sau un pod, mai știu eu, se dezvoltă zona agricolă sau industrială. Astea sunt elementele care trebuie să fie luate în permanență în atenție de cei care activează în zona politicului și și-au făcut, și-au propus o carieră în zona politicului. Tocmai asta e problema, asta așteaptă oamenii, nu neapărat investiții așa cum au fost ele făcute de-a lungul timpului și apoi excursii în extrasezon în Bulgaria, ca urmare a acestor investiții, stadion în Pante și așa mai departe. Trăim în România, într-adevăr, sunt lucruri surprinzătoare pe care le afli. Intenționezi, bineînțeles, să te gândești pozitiv la ceea ce se va întâmpla, că toții încercăm să ne păstrăm, cu toții încercăm să ne păstrăm speranța, dar e foarte greu uneori. Dincolo de partea amuzantă a situației, ne dăm seama că nu prea evoluăm. Eu aș forța un pic o contradicție aici. România nu mai este cea de acum 30 de ani. Și e bine sau e rău? E foarte bine. E foarte bine că România nu este la nivelul de dezvoltare, nu neapărat economică, pentru că știu cu ce vă pregătiți să mă loviți, să mă contracarați. Da, România înainte de 90 avea o industrie și o economie extraordinar de bine pusă la punct, măcar din câteva motive esențiale, acela al productivității, acela al exporturilor și așa mai departe. Nu se vedea foarte mult pentru piața internă. Astăzi, România, din punct de vedere tehnologic măcar, este mult, mult altceva decât ceea ce era acum 30 de ani. O să-mi spuneți, sigur, e firesc să evoluăm. Da, numai că această evoluție nu se putea face dacă rămâneam o țară cu statut bananier, să spunem, deși la noi nu cresc bananele. România este în alt peisaj astăzi și grație aderării la Uniunea Europeană și grație căderii cortinei de fier și dezvoltării relațiilor economice multilaterale, să zicem, cu statele din lume. România are alte păcate. Astăzi vorbim despre o Românie care ar fi putut să fie mult mai departe, e adevărat, dar nu putem să vorbim despre o Românie care a bătut pasul pe loc. Că trași de fenomen, că împinși de inerție, că luați cu forță, trași de păr, noi toți românii, ca nație, dacă vreți, și ca entitate statală, am ajuns nu unde ne-am fi dorit în 90, dar suntem dincolo de jumătatea drumului pe care ni l-am propus. Ceea ce nu este rău, aș spune că este totuși bine. Ce va fi, din nefericire, e puțin predictibil, pentru că, iată, atunci când zici că lucrurile se așează, apare o întâmplare nefericită la granița noastră sau, știu eu, în apropiere. Nu știi cum se va termina, nu știi cum se finaliza și nu știi ce urmează să se întâmple. Tocmai de aceea, cred că ar trebui, nu știu, clasa politică să se uite cu foarte mare atenție la ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă și din greșelile pe care le-a făcut să aibă de învățat, pentru că altfel, chiar stăteam de vorbă, cred că acum vreo 2 luni de zile deja PSD-ul intrase la guvernare
și stăteam de vorbă cu un reprezentant al Partidului Național Liberal, cu care niciodată n-am avut supărări sau nici măcar confruntări pe câmpul de luptă electoral, să zicem. Un om de caracter și cu multă minte în cap și mi-a spus, băi, Ciprian, și acum nu mai avem niciunul din noi, nici PNL-ul, nici PSD-ul, nu mai are nicio scuză. Adică dacă nici acum nu facem treabă, trebuie să ne ducem pe copcă toți. Și este foarte adevărat, pentru că România, atunci când a intrat PSD-ul la guvernare, România era într-o situație groaznică. O îndatorare excesivă. Nici acum nu stăm extraordinar. Nu stăm tocmai... pentru că trebuie să acoperim niște găuri pe care guvernările de dreapta le-au lăsat, pe niște credite uriașe, nejustificate, sau dacă ele au fost făcute și cât de cât justificate, nu prea se regăsesc. Și atunci, sigur că trebuie tot prin credite, că bugetul țării este aproape de scândură, tot prin credite, dar obținute în condiții mai avantajoase, să acopere acele găuri și să pompezi foarte mult în zona de sprijin a agricultorilor, pentru că e foarte important. În zona important, de investiții, de orice natură. În zona de investiții, în zona de industrie, în zona antreprenorială, dar mai cu seamă, pentru că tot mai multă lume vorbește de o criză alimentară care va suceda crizei militare, trebuie să-i susținem pe producătorii autohtoni să reușească toate mărfurile pe care le produc, toate aceste produse, toate recoltele pe care le obțin într-un an de zile, să se ducă spre zona producătorilor sau celor procesatorilor din zona alimentară românească, autohtonă. Ar fi un mare avantaj pentru România și pentru populația României, în primul rând, pentru că dincolo de exporturi, dincolo de relațiile cu alte state, trebuie să asigurăm piața alimentară internă. Și aici, să știți, eu sunt extrem de optimist, pentru că analizând așa, empiric dacă vreți, ceea ce se întâmplă pe piețele alimentare occidentale în raport cu ceea ce este România astăzi, cred că România ar avea capacitatea să asigure mare parte din alimentele necesare, de bază, sigur că da, și nu numai, și chiar și cele procesate, mare parte din piața alimentară românească și chiar cu potențial de export spre alte zone. Totul este ca statul să consolideze măsurile de susținere și PSD-ul asta a făcut, știți foarte bine, în ultimele zile au venit o mulțime de propuneri legate de sprijinul agricultorilor, procesatorilor și așa mai departe, tocmai în ideea ca ceea ce se produce să intre în procesare în firmele românești, iar ele să dezvolte ceea ce au de dezvoltat pentru piața internă. Doamne ajută să fie așa! Mulțumesc pentru prezența din această seară. Și eu vă mulțumesc din suflet, oricând cu mare drag. Îmi pare rău că a fost atât de scurt timpul. Chiar a trecut foarte repede. Am mai avea multe, foarte multe de discutat, dar sper cu altă ocazie să... Ne mai auzim. Sigur că da. Mulțumesc mult. Doamnelor, domnilor, mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. O seară deosebită vă urez, deosebit de liniștită, bineînțeles. O seară bună. La revedere.